procedura care face viața grea și periculoasă pentru transportul alternativ, pentru biciclete și trotinete și cei care le folosesc. Ăsta e locul pe unde mergem noi de obicei, lipit de bordură. Primăria lui Piedone, populistul, nu face mare lucru turnând apă. În loc să folosească niște perii, strângă gunoiul ăsta, ei doar udă praful, transformă în glod. Și el peste câteva ore o să redevină praf și o să intre în ochi, în plămânii noștri. Dar acum, câteva ore, ne face pe noi să lunecăm, să ne ferim de dunga asta, să mergem pe altă parte, eventual pe sub roțele transportului care poluează. Dar primăria bifează o acțiune, zice că face curat. Dar nu face cu nimic curat, uite, tot așa rămâne, murdar. Se vede că și pe aici au dat cu apă câteva ore în urmă sau parcursul săptămânii. Cui protest? Lu Piedone. Că îți creeze impresii, asta e toată activitatea lui. Creează impresii. Parcă m-au auzit. Uite, așa cred eu că trebuie curățat praful de pe marginea drumului și nu cu jet de apă, care n-ajută la nimic, doar încurcă transportul alternativ, îi face viața de căcat.